Marihuana trebuie fumată în cafenea. Salutare, fraților! Suntem în aeroport și urmează să plecăm către Amsterdam, pentru că sora mea, pe care o știți din vloguri anterioare, e plecată pentru 3 luni cu serviciul ei de... Ce face, Ileana? Trader de semințe oleaginoase. Niciodată nu-ți minte. În Amsterdam. Așa că avem unde sta. Am găsit un low cost. Grisi bagă o pizza. Să mergem. Trebuie să luăm autobuzul, să mergem la tren și să luăm bilete către Amsterdam. Grisi se ocupă de tot. Este ca un zeu al planificării. Urmează să cumpărăm o ciocolățică pentru Ileana, o sora mea. Grisi? Da. Care ți face cu ochiul? Vrei să luăm un ursuleț din ăsta? Grisi a făcut rost de bilete. Și acum suntem pe cale să ne băgăm în autobuzul ăsta. Trebuie să luăm trenul către Amsterdam, peste vreo oră jumate. După lungi căutări, am ajuns și la platforma 3A, unde mai avem de stat 30 de minute. Am ajuns! Gata! Tot ce mai rămâne de făcut, exact când apune soarele, nu știu dacă observați, tocmai a apus. Din păcate, din tren n-am putut să-l vedem foarte bine, pentru că sunt o groază de pasaje subterane. Trebuie să găsim tramvaiul care să ne ducă la Sormea, unde au cazat ăștia de la cereale și grâu. Thank you.
Uite-l acolo! Acum ce facem dacă nu găsim biciclete? Păi, miroase a pizza. Ileana? Voi fi filmată. Ia ei, Ileana, sora mea. Wow, e ca la hotel, avem și prosoape, vezi? Mamă, ce tare! Da, super! Ce frumos stai tu aici! Okay. Concluzia este că dacă vreți să stați în apartamente în Olanda cu mai multe camere decât vă trebuie și să vă invitați rudele și iubiții, lucrați în comerț cu orz și secară. Ia uite ce a făcut Ileana. Mamă, frate! Ce friptură e asta? Olandeză? E din olandez? E o vacă olandeză. Ia! Și aici avem struguri. Struguri prin pahar. Deci vine o tanti la curățenie, aici la, la Ileana în Amsterdam, care e din Dolhasca, Matei. Da. Matei? Roșu. Matei e din Dolhasca și a socializat cu ea, pentru că asta stă toată ziua pe aici. Și ne-a dat... Noi am uitat prosoapele acasă și ne-a adus tanti prosoape și... Ea știa că o să uităm prosoapele acasă. O cantitate prea mare de săpunele. Și zice că cu engleză din aia strâcită, n-am înțeles nimic ce vrea. Hello! Hello! Zic că nu, o să nu facă, curate, ok. Vine sau vin? Eu vreau ceva grisi. Vin. Matei? Tot vin roșu. Dau o gură, că o să-mi pun bere. Deci asta înseamnă să fii om mare. Acu, cred că ieri îi trăgeam chiloții lui Ileana. Îi făceam unul. Îi făceam una... Te rog, spune asta pe internet. Un atomic wedgie. Știi? Deci e wedgie, știi? Și atomic wedgie când îi tragi foarte tare când îi... Mi-e bune? Foame. Eu vreau o gură de vin întâi. O să tai. Bine ați venit, mă rog. Foame. Hai, salut. Noroc. Bine v-am găsit. Mă rog, Cristi. Cred că e s-o făcut. Stai, că trebuie să spunem asta pe video. Noutăți. Tanti din Dolhasca, de la curățenie de aici, s-a drogat din greșeală când s-a dus la magazin și și-a cumpărat niște prăjituri care erau cu iarbă, spune tu. Dar o să ducea la magazin să cumpere, să nu era poftă de ceva dulce. Dar câți ani are cu coana? Nu știu, vreo 35-40. A, e tânăr. 35-40. A, e tânăr. Da, e încă e bună? E bunuță, e... Eu tanti din Dolhasca, așa a zis. Așa s-a exprimat, nu o bună cine din Dolhasca. A, eu tanti din Dolhasca. Da, e sănătoasă. A, e ceva bine. Da. Nu știm. Am... A vorbit cu el. Bău puțin. Gata, te-ai dus? Întrebarea este... Ești goner? Întrebarea pentru... Mâine n-o să... Am aflat că tanti de la curățenie, tanti de la Dolhasca, o știți? Vine doar vineri. Și eu vreau. Ce nu, vine doar joi. Da. Vei vrea? Ce? Nu, el nu vrea. Are eu vreau și eu. Dă-mi și mie. Nu-i trebuie. Micuțule. Micuțule. Nu faceți zgomot. Aoleu, gata, s-a terminat. Pregătiți patul. Nu faceți zgomot. Păi am aflat că tanti de la Dolhasca, deci nu o să am ocazia să o cunosc. Deci o tanti cu grosul și să fie ceva. Întrebarea este... Dacă astăzi s-a terminat vlogul atât de epic, mâine... Mâine o să te filmez eu, Horic. Mâine o să... O să fie o zi grea. O să fie iarbă sau nu? Vom ierbi sau nu vom ierbi?